Legea le permite tinerilor care au terminat o formă de învățământ și nu au un loc de muncă să primească timp de 6 luni o indemnizație în valoare de 250 de lei. Până acum și-au depus deja dosarul de șomaj peste 400 de tineri. Rata șomajului începând cu luna martie 2013 este în scădere. O scădere, să spunem, undeva la 0,4-0,6% pe lună, care se transpune într-un număr de aproximativ ca medie 1000 de angajări per lună. Acest trend se va menține până undeva către sfârșitul lunii august, când vor intra în plată în șomaj indemnizat absolvenții promoția 2013. Vis-a-vis de subiectul absolvenți promoția 2013, vreau să fac următoarele precizări. Până la această oră, 444 de absolvenți s-au înscris în evidențele instituției. Ei provin din două medii diverse. Înseamnă absolvenții de învățământ preuniversitar, de liceu, care fie că nu au intrat în BAC, deci nu au dat BAC-ul, fie că nu au luat BAC-ul, cât și absolvenții de învățământ universitar, promoția 2013. Potrivit legii, tinerii care intenționează să își depună dosarele de șomaj au la dispoziție doar 60 de zile de la data absolvirii pentru a beneficia timp de jumătate de an de indemnizația de șomaj. În caz contrar, pierde acest drept. Pentru a stimula încadrarea tinerilor în câmpul muncii, statul acordă subvenții atât angajatului în calitate de proaspăt absolvent, dar și angajatorului. Odată încadrat cu forme legale, proaspătul absolvent beneficiază de o primă de încadrare de 500 de lei, dar și de contravaloarea ajutorului de șomaj timp de 6 luni. De partea cealaltă, angajatorul primește timp de un an compensații lunare cifrate între 500 și 750 de lei în funcție de nivelul studiilor tânărului recrutat. Această perioadă de înscriere înseamnă 60 de zile din momentul absolvirii. Legea învățământului spune că momentul absolvirii înseamnă data de 1 iunie 2013. 60 de zile înseamnă 30 iulie 2013, deci persoanele absolvenți care nu s-au înscris în această perioadă 60 de zile, trag un semnal de alarmă, nu vor avea posibilitatea să intre în ajutor de șomaj indemnizat. Am închis această paranteză și am terminat această precizare, continuând, după data de 1 august vom începe să facem punerile în plată, adică absolvenții vor primi ajutor de șomaj pe o perioadă de 6 luni de zile, suma pe care, lunară pe care o vor primi înseamnă jumătate din indicatorul social mediu de referință, mai pe românește, 2.500.000 vechi, 250 de lei noi. Tot pentru a veni în sprijinul proaspeților absolvenți, AJOFM va organiza în septembrie o bursă a locurilor de muncă adresată exclusiv acestei categorii.